Salut! Astăzi o să vă arăt cum puteți să remediați problemele cu un claxon care nu funcționează bine sau nu funcționează atunci când aveți farurile aprinse, nu funcționează de asemenea semnalizările, ștergătoarele, luminile, pilotul automat și așa mai departe, la un Opel Astra H, Zafira, etc. De cele mai multe ori, problema este din modulul de control din spatele volanului, din acel CIM, cum se numește la Opel. Este destul de simplu de rezolvat, trebuie să demontați volanul, să scoateți CIM-ul, să-l desfaceți și să îl curățați. Sunt anumite contacte care trebuie curățate, fiindcă apare corosiunea și din această cauză se mai întâmplă să nu funcționeze claxonul atunci când aveți, de exemplu, pozițiile puse sau faza scurtă. În continuare, hai să trecem și la treabă. Pentru început, din cauza faptului că lucrăm cu airbag-ul, este foarte important să deconectați bateria și să așteptați câteva minute pentru ca eventualii condensatori să se descarce. Mai departe, băgați cheia în contact pentru a debloca coloana de direcție și aveți două șuruburi accesibile dacă rotiți volanul. Amândouă sunt Philips, adică în cruce. Plasticul protector din jurul contactului este de asemenea foarte ușor, trageți pur și simplu de el pentru a-l declipsa. În continuare, aveți ornamentul de plastic din partea de sus, care trebuie ridicat, din nou se declipsează. Pentru a face mai mult loc, reglați volanul în adâncime, practic trageți de el spre voi și astfel o să iasă mult mai ușor plasticul din spate. Mai departe, mai avem 3 șuruburi care fixează ornamentul de plastic din partea de jos. Unul este la picioare și celelalte două sub ornamentul de plastic din partea de sus, care se înfiletează în coloana de direcție. Pentru a scoate complet ornamentul din partea de jos, trageți de maneta de reglaj și scoateți plasticul afară. Mai departe, demufați CIM-ul, trebuie să trageți de acea siguranță roșie și mufa este foarte simplu și de asemenea mai avem un mic clips care fixează cablul pe coloana de direcție. Demontarea airbag-ului este probabil cea mai dificilă operațiune, trebuie să băgați o șurubelniță mai subțirică în gaura din spatele volanului, prindeți cumva clemele și apăsați spre exterior și airbag-ul se declipsează. Trebuie să faceți acest lucru în timp ce și trageți ușor de el spre voi. Acesta are două clipsuri, pentru a lucra mai ușor, rotiți volanul spre stânga, respectiv spre dreapta. După ce ați declipsat airbag-ul, trageți-l cu grijă și trebuie să demufați cei doi conectori. Din păcate am filmat puțin aiurea, așa cum s-a văzut. Aceasta are o siguranță care trebuie declipsată și după aceea mufa în sine se declipsează cu totul din airbag. După aceea scoateți airbag-ul cu grijă și demufați mufa de la comenzile de pe volan, care este foarte ușor, pur și simplu trebuie să o declipsați ușor cu o șurubelniță în minus. Volanul este fixat cu un șurub Torx de 50, trebuie să îl slăbiți și după aceea desfiletați-l complet. Pentru a linia volanul, din fabrică are două striații, deci nu puteți să-l puneți greșit, dar personal prefer să-l marchez și cu un marker. După aceea volanul este foarte ușor, trageți cu grijă de el, astfel încât să nu rupeți cablurile de la airbag. Și, de asemenea, foarte important, după ce ați demontat volanul, este să aduceți în poziția inițială panglica de la airbag. Atunci când o rotiți și ajunge în poziția neutră, adică ca și când volanul ar sta normal, drept, cu roțile drepte, panglica se va bloca în acea poziție. Pentru a o debloca are un mic pin care trebuie apăsat, este foarte vizibil. Mai departe, pentru a demonta CIM-ul de pe coloana de direcție, trebuie să demontați cele 3 șuruburi, care au cap Torx 20, și mai departe CIM-ul se glisează ușor spre exterior. Trageți cu grijă, deoarece atunci când îl glisați spre voi, se și demufează două mufe. Pentru a demonta din CIM maneta de ștergătoare, respectiv maneta de semnalizare, trebuie să băgați o sârmă sau un pin pe canalul acesteia și trageți spre voi și astfel se va declipsa destul de ușor. Personal folosesc un imbus mic. Pentru a deschide CIM-ul, aveți de demontat 5 șuruburi care au un cap Torx de 10, 2 sunt destul de ușor accesibile, iar celelalte 3 se află în jurul unui colier, care sunt puțin mai greu accesibile, recomand să aveți la îndemână o șurubelniță mai subțirică.
după ce ați demontat ultimele 3 șurubele, acel colier o să cadă și aveți grijă de el, deoarece ține pe poziție panglica airbag-ului. Mai departe, cimul mai are 5 cleme de plastic și o clemă metalică de siguranță. Toate acestea trebuie declipsate și atunci când depărtați cele două piese, faceți acest lucru cu mare grijă, deoarece avem și un disc reluctor în interior, care ar fi bine să nu sară de pe poziție, deoarece o să fie foarte greu de nimerit poziția lui inițială și o să aveți probleme cu semnalizarea și cu celelalte elemente. Personal prefer să marchez cu un marker poziția discului reluctor, în caz că, din întâmplare, se întâmplă să cadă sau să se miște. Aliniez discul cu un șurub și fac un semn. Mai departe, folosind un șmirghel foarte fin, de preferat 2000 sau 3000, curățați contactele electrice. În această secvență, curăți contactele care creează acea problemă cu claxonul și alte elemente. Recomand de asemenea să folosiți și un spray de contacte dacă aveți la îndemână și curățați cât de multe contacte posibile. De preferat, contactele fine se curăță pe lemn, nu se freacă cu șmirghelul, dar în această situație este imposibil. Mai departe, prefer să curăț și contactele electrice de la semnalizare și de la ștergătoare. Folosesc din nou același șmirghel fin și la final relubrifiez acele puncte folosind o vaselină specială pe bază de cupru. La final, după ce ați terminat de lucru, clipsați la loc cele două piese și nu uitați să puneți la loc și cele două manete. În continuare, montajul este inversul demontării, așa că nu am filmat totul. Este foarte important atunci când glisați la loc cimul pe poziție, acesta să se alinieze și să se mufeze cu cele două mufe de pe coloana de direcție. Nu uitați să-i mufați mufa cu acea siguranță roșie. Mai departe, puteți să puneți și volanul pe poziție. Aliniați-l cu grijă, astfel încât să nu stea strâmb. După aceea, recomand să aplicați pastă blocatoare albastră pe șurub, fiindcă puteți vedea că are și din fabrică. Și folosind cheia dinamometrică, strângeți-l la 30 de Nm conform manualului de service. Atunci când clipsați airbag-ul la loc, apăsați-l tare pe ambele părți și asigurați-vă că stă bine pe poziție și că nu se declipsează accidental dacă trageți de el. Am montat cimul și să facem și o verificare. Claxonul funcțional. Punem farurile pe auto. Funcțional. Poziții funcțional. Fază scurtă funcțional. Fază lungă funcțional. Să vedem flash-uri. Dă flash-uri, cred că ai becul ars pe dreapta. E ars? La fază lungă? Nu, nu e ars. Că uite, vezi? Sau ori nu din cauza unghiului. Impuls dreapta. Impuls stânga. Semnalizare continuă stânga. Revine. Semnalizare continuă dreapta. Revine. Dacă nu revine sau ceva de genul se întâmplă anomalii, trebuie din nou să vedeți ce ați făcut greșit la cim. Înseamnă că ori ați rotit aiurea acea roată reluctoare, ori s-a întâmplat ceva. Și ștergătoarele, nu știu... E ok. La final, dacă aveți întrebări sau sugestii, vă rog să le lăsați în comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați, dați un follow pe Instagram și de asemenea dați un like la acest clip, deoarece mă ajută și la algoritmul de la YouTube. Drumuri bune!